Directorul Spitalului Județean a fost criticat în ședința de Consiliu Județean. În ciuda reproșurilor care au fost aduse în lipsă, consilierii susțin că unitatea sanitară pe care o conduce ar fi primit bani conform solicitărilor și nu toți ar fi fost cheltuiți așa cum s-a propus. Mai mult, evaluarea managerului programată pentru zilele acestea s-ar face fără participarea vreunui reprezentant al legislativului. Se duc o grămadă de bani, dacă nu sunt supuse și Consiliul de Administrație, înseamnă că nu avem niciun control acolo. Dăm bani așa de fiecare dată când ne cere Spitalul Județean. Sunt de acord să dăm, să modernizăm cât mai mult Spitalul Județean, dar sunt niște reguli care trebuie respectate. Potrivit consilierilor, Spitalul de Urgență a primit bani de la bugetul de rezervă al județului. Solicitările managerului Spitalului Județean au fost făcute publice de către Neculai Pușcașu, care a propus suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului pentru a se face mai multe achiziții necesare în vederea acreditării care va începe în această vară. Comisia de buget propune majorarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț cu suma de 600 de lei din fondul de rezervă la dispoziția autorităților locale. Sumă ce va fi utilizată astfel: 80.000 lei la aliniatul 20.0106 piese de schimb, 100.000 lei la aliniatul 20.0134 bună servicii pentru întreținere și funcționare, 70.000 lei la aliniatul 20.0530 alte obiecte de inventar, 350.000 lei la articolul reparații curente. Consiliul de administrație este, da, deja a devenit un lucru clasic, ar trebui să mai spun. În legătură cu modificarea bugetului cu sponsorizarea de la agentul economic, am fost informat în cadrul Consiliului de administrație. Ședința a avut loc săptămâna trecută. Nu s-a pomenit nimic de sumele necesare în vederea rezolvării unor probleme în vederea acreditării. Vicepreședinta Emilia Arcan, responsabilă de problemele de sănătate din județ, a precizat că nu este normal ca la evaluarea la care va fi supus medicul Ioan Lazăr zilele acestea să nu fie în comisie și un reprezentant al Consiliului Județean, câtă vreme din această instituție se direcționează foarte mulți bani către spital. Vreau să vă informez că este evaluarea, va avea loc evaluarea vineri a managerului Spitalului Județean, în care... îmi pare rău să spun, ar fi trebuit să facem și noi parte din comisia de evaluare. Specialiști de la Spitalul Iași. Mai mult, în plenul ședinței s-a cerut ca medicul Ioan Lazăr să dea explicații cu privire la cheltuirea unor fonduri pe care legislativul le-a dat pentru achiziționarea unui aparat performant la secția de oftalmologie, dar banii ar fi fost folosiți în altă direcție. În vederea efectuării unor operații complexe de către doamna doctor Căina. Știu că s-au rugat fonduri, s-a achiziționat, nu s-a achiziționat. Nu este lista de investiții. Nu l-a băgat în lista de investiții și ca drept dovadă nu este... Nu este pe lista de investiții. Da. Rog o informare oficială din partea domnului director și rog că secretariatul tehnic se trimită adresa să ne facă o informare scrisă în privința acestui aparat. Contactat telefonic, doctorul Ioan Lazăr a făcut la rândul său unele precizări. Banii care i-am primit de la Consiliul Județean pentru aparatul ăla cu aprobarea Consiliului Județean de anul trecut, de acum 2 ani, nu de acum, de anul trecut, am făcut acoperișul la pavilionul chirurgical. Ce vorbești? Nu-i suma de 30.000. Habar n-are, este în afară de problemă respectivul domn, care nu știu ce interese are cu această oftalmologie și nu pot să am justificat și atunci cum și acum, nu pot să achiziționez aparatul decât în anul respectiv fabricat. Nu din 2006. 2007. Persoana respectivă a primit un astfel de aparat și nu se justifica. Și acum eu mai aduc unul, să aibă 3 aparate, 3 microscoape. Nu pot să iau ce vrea fiecare, că asta este spital de stat, nu-i clinică privată a nu știu cărui doctor. M-ați înțeles? Eu trebuie să fac niște treburi cu banii de la... Iar cu banii care i-au fixat pentru acel aparat, am făcut reparații și este la Consiliul de Țară aprobarea și în ședință pentru treaba asta. N-am făcut eu nici deturnare de fonduri, nici altceva. Trimită pe oricine să vadă cum s-au folosit fondurile. Deci pentru aia au fost auditul. Să mai vin odată, n-am nimic. Auditul de la Consiliul de Țară, poate vină oricând să vadă despre ce vorba. Mâine sunt o grămadă de alte treburi, că în sfârșit semnăm contractul de leasing cu BCR pentru computer tomograf și până la sfârșitul lunii viitoare sper să am și computerul aici cu tot ce trebuie să funcționeze. Îmi doresc treaba asta.
Managerul celei mai mari instituții spitalicești din județ a precizat că săptămâna viitoare va convoca o ședință pentru a-și spune părerea în public despre întreaga situație.